Dar a studiat procesul verbal de la ședința anterioară. Domnul Bibi. Ședința anterioară nu a fost convocată legal din două motive. Unu, nu a avut caracter de urgență ca să o convocați de îndată și în 40 de minute convocată înainte de ora de adunare a ședinței nu este normal. Deci nu trebuie să ne vârtim în jurul primăriei și să așteptăm o ședință. Nu e normal. Doi, deci nu a avut caracter de urgență, am spus, și doi, nu este extraordinară, cum se menționează în procesul verbal. Și de îndată și extraordinar. Avem trei tipuri de ședințe. Ordinarii, extraordinarii și de urgență. Adică alea de îndată. Calamități, război, inundații și altceva. Nu că vrea mușchi cuiva. Deci nu facem ședință că vrea mulți cuiva și interesul cuiva. Nu este corect. Deci votez împotriva procesului verbal de ședință. Am și motivat, nu vă supărați. Da, nu convocăm când vor mușchi noștri. Păi tocmai asta este, convoacă, dar cu dreptate. În caz de urgență, în caz de necesitate, e ceva. Într-adevăr, domnule, arde, că e război, trebuie să ne adunăm. Dar nu că vor mușchii noștri, ne arătăm mușchii. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă dați citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli trimestrul 3 pe anul 2022. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și aprobarea cofinanțării de la bugetul local a investiției modernizare drum comunal 10-93 Ungureni-Bibireș, 3,20 km, comuna Ungureni-Reș de executat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici inițiali și actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții în ființarea sistemului public de alimentare cu apă în localitatea Bărtășești, comuna Ungureni-Bibireș, Bacău, și înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Bărtășești, comuna Ungureni, dreptul Bacău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI a indicatorilor economici inițiali și actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare infrastructură rutieră în comuna Ungureni, dreptul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ungureni, dreptul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere încheiat între OAT Comuna Ungureni și CMI Dr. Taban Ionita Rodica. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Ungureni pentru anul școlar 2022-2023. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni, Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței, a faptelor de corupție și discriminări în mediul școlar și promovarea interculturalității din cadrul Școlii Gimnaziale Ungureni. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ungureni. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuției folosință gratuită conform legii numărul 15 din 2003 a suprafeței de până la 500 metri pătrat de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală pentru 7 beneficiari. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SASC, Compania Regională de Apă, ESA, din 19.10.2022.
Dacă îmi permiteți, tot pe ordinea de zi, dacă putem adăuga, doamna director ne solicită să prezinte în ședința Consiliului Local raportul general privind starea și calitatea învățământului din cadrul școlii gimnaziale Ungureni pentru anul școlar 2021-2022. Are doar caracter informativ, nu se emite hotărâre, doar îl prezintă. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 1 îl va prezenta doamna contabilă. Mulțumesc, bună ziua. Proiecte de hotărâre privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2022, adresa numărul 1555 din 70-2022, înaintată de școala gimnazială Ungureni, în conformitate cu prevederea articolului 127, alineatul 1 și 2, litera B, coroborat cu alineatul 4, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera A, din codul administrativ, se propune majorarea venitorului la indicator 42.34 cu suma de 20.500 lei, sume primite de la AJPIS. Majorarea venitorului la indicator 43.31 cu suma de 65.900 cu sume primite de la AFIR. Majorarea venitorului la indicator 48.0401 cu suma de 195.500 cu sume primite de la AFIR. Majorarea veniturilor la indicator 42.65 cu suma de 1.800.000, sume de la Ministerul Dezvoltării. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 65.50, titlul 20.01.30. Diminuarea cheltuielor cu suma de 35.000 la capitolul 65.50, titlul 71.01.30. Diminuarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei la capitolul 51.01.03, titlul 10.01.17. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 65.0401, titlul 20.0101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 6.000 de lei la capitolul 65.0401, titlul 20.0102, școală. Diminuarea cheltuielor cu suma de 1.000 de lei la capitolul 66.50.50, titlul 20.05.30, obiectul de inventar în capitolul dispensar uman. Diminuarea cheltuielor cu suma de 50.000 de lei la capitolul 67.0307, titlul 70.0130, aferent investiției modernizare Cămin Bibirești. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei la capitolul 68.50.50, titlul 10.0101. Diminuarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.0502, titlul 20.0130. Diminuarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.0502, titlul 71.0130. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 70.601, titlul 71.0130, de la investiția creștere eficiență energetică. Diminuarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei în capitolul 840307, titlul 710130. Majorarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei, capitolul 510103, titlul 200106. Majorarea cheltuielor cu suma de 1.000 de lei, ca la capitolul 510103, titlul 200102. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 510103, titlul 710130, generator seriu primărie. Majorarea cheltuielor cu suma de 20.000 de lei la capitolul 6105, titlul 200130. Majorarea cheltuielor cu suma de 8.000 de lei la capitolul 650401, titlul 200105, școală. Majorarea cheltuielor cu suma de 4.000 de lei la capitolul 6550, titlul 200530. Majorarea cheltuielor cu suma de 26.000 de lei la capitolul 6550, titlul 710130. Majorarea cheltuielor cu suma de 7050 la capitolul 6550, titlul 710130. Majorarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 6550, titlul 710130, aferent investiției grupuri sanitare. Majorarea cheltuielor cu suma de 9.000 de lei la capitolul 670307, titlul 710130, aferent investiției modernizare, renovare, Cămin Cultural, Viforeni. Majorarea cheltuielor cu suma de 12.000 de lei la capitolul 6750, titlul 200130. Majorarea cheltuielor cu suma de 25.000 de lei la capitolul 6750, titlul 5912. Majorarea cheltuielilor cu suma de 20.500 de lei la capitolul 68.1501, titlul 570201.
M-aș vrea cheltuielor cu suma de 2000 de lei la capitolul 68-50-50, titlul 20-01-30. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.502, titlul 71.01.30, pentru investiția pompe submersibile. Majorarea cheltuielor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 70.06, titlul 20.01.03, iluminat public. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 70.50, titlul 71.01.30, aferent investiției înființare sistem alimentar cu gaz metan. Majorarea cheltuielor cu suma de 1.806.000 de lei la capitolul 70.50, titlul 71.01.30, aferent investiției înființare sistem public de canalizare. Majorarea cheltuielor cu suma de 10.000 de lei la capitolul 84.03.01, titlul 20.01.02. Majorarea cheltuielor cu suma de 45.000 de lei la capitolul 84.03.01, titlul 71.01.30, aferent investiției modernizare drum comunal DC93. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții în marginea materialului prezentat, dacă nu se pune la vot, cine se pentru? Punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al treilea al anului 2022. Având în vedere prevederile articolului 49, aliniatul 12 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, legea numărul 52 din 2003 privind transparența decizională a administrației publică locală republicată, se propune Consiliului Local al Comunei Ungureni spre discuție și adoptare execuția bugetară a trimestrului 3 al anului 2022 prevăzută în anexă la proiectul de hotărâre unde este anexat o copie. Contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 aferent anului 2022 se prezintă astfel. Veniturile bugetului local, sursă A, trimestrul 3 din 2022. Prevederi bugetare anuale 7.760.500. Prevederi bugetare trimestrul 3 6.022.630. Venituri realizate 5.325.656. B. Cheltuieli, bugetul local, sursă A, trimestrul 2, anul 2022. Prevederi bugetare anuale, 7.234.000. Credite bugetare, trimestrul al treilea, aprobate pentru anul 2022, 6.254.500. Plăți realizate, 6.124.500. Mulțumesc! Dacă sunt discuții, supunem la vot, cine se pentru? Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați și aprobarea cofinanțării de la bugetul local a investiției modernizare. De ce 93? Modernizare de ce 93? Da. Deci, proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după licitație, precum și a cofinanțării de la bugetul local pentru categorie de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții, modernizarea drum comunal DC93, Ungureni, Vigrești, 3,2 km, Comuna Ungureni, rest de executat. Având în vedere referatul de aprobare și referatul compartimentului de specialitate, prin care se propune actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție mai sus menționat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică. În conformitate cu prevederile articolului 44, liniatul 1 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, hotărârii Guvernului numărul 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor, respectiv proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ordonanții de urgență a Guvernului numărul 114 din 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. În temeiul articolului 129 aliniatul 2, litera B, coroborat cu aliniatul 4, litera D, articolul 139 aliniatul 3, litera E, articolul 154 aliniatul 1 și articolul 196 aliniatul 1, litera A din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se propune
Aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare drum comunal DC93 Ungureni-Bibirești, 3,2 km până Ungureni este executat astfel. Valoare totală inclusiv TVA 3.617.918,30 lei, din care construcții plus montaj C plus M inclusiv TVA 3.011.034,77 de lei. Durata de execuție a investiției este de 5 luni, conform anexei, care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Se propune asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează la bugetul de stat prin PNDL după încheierea contractului de achiziție. Mulțumesc! Mă invităm la discuții. Domnul Vizire. Aș folosi de vreo două întrebări cuvântul se propune. Problema este că se lucrează de două luni și acum noi propunem lucrările. Nu prea se potrivește. Înseamnă că doriți o aprobare a Consiliului Local retroactiv. Deci investiția ați derulat-o de două luni, se lucrează, probabil ați făcut și plăți, nu știu asta, că n-am calitatea să verific. Da, mereu a spus că propunem, dar acolo în hotărârea de guvern nu spune că în Consiliul Local se aprobă retroactiv. Nu se aprobă retroactiv. Dacă se lucrează de două luni și dumneavoastră propuneți azi, 11-10, nu e retroactiv. Vă propuneți dumneavoastră, consilierilor locali, spre votare, da? Asta se numește se propune. Vă propunem, votați, da? Nu, se propune extinderea, se propune de la până la, se propune. Deci se propune investiția. Nu, se propune investiția. Dar nu putem mai să facem... Domnșoară, se propune investiția. Nu ce să votăm noi. Dar parcă despre situația drumului ăsta s-a mai discutat odată. Se propune. Asta sunt cerințele Ministerului, pe care noi trebuie să le acceptăm. Ministerul cum dă partea lui? Nu are neconformități, că nu are acostament și așa mai departe. Deci nu sunteți de acord cu termenul se propune? Discuția a fost că s-a lucrat prost și acum stricăm și băgăm alți bani și cerem și aprobarea în Consiliul Local retroactiv. Am înțeles. Acum eu am notat aici un proces verbal, că nu sunteți de acord cu termenul se trebuie să există un ordin de începere a lucrării. Ordinul de începere a lucrărilor probabil s-a dat acum două luni. Și cereți aprobarea în Consiliul Local după două luni. Așa e, după spate. Gata, la vă rog să menționați în procesul verbal. Vă rog să menționați că ați cerut votul în Consiliul Local retroactiv cu două luni. Nu pentru asta să votăm. Deci nu este de acord cu termenul se propune, da? Cu asta ați început. Ce mai scriu aici? Ca să fie corect. Dar se propune investiția. Așa scrie în raport. Se propune investiția. Bun, dar ea deja e demarată de două luni. Ce se propune? Finalizarea, terminarea, ce se propune? Până ați ascultat ce s-o... Am ascultat bine. Încă mai auzit. Eu cred că lucrările astea au fost aprobate mai de mult. Acum problemul s-a apărut doar cu finanțarea. Eu am zis, se propune actualizarea devizului general, s-a actualizat devizul. El lucrările sunt aprobate mai de mult. Și implicit și aprobarea cu finanțării. Da. Nu retroactiv. Nu reactualizare. Nu reactualizare. Da, am menționat. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici inițial și actualizat și a devizului general pentru obiectivul de investiții în ființarea sistemului public de alimentare cu apă în localitatea Bărtățești, Comuna Ungureni, județul Bacău și înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Bărtățești, Comuna Ungureni, județul Bacău. Da.
Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Ungure, raportul compartimentului financiar contabil, devizul lui general estimativ pentru obiectivul de investiție conform OG 15 din 31.08.2021 întocmit de către proiectant inginer Constantin Prioteasa din cadrul SECI financiar CSRL, în conformitate cu prevederile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, OG numărul 95/2021 privind aprobarea Programul Național de Investiții Angel Salini, Ordinului numărul 1851 din 2021 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României numărul 95 din 2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini, Ordinului MDLPA numărul 1333 din 2021 pentru aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG numărul 95 din 2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții Angel Salini. Articolul 3 din hotărârea Guvernului numărul 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor respectiv proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare. Ordinului Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 1321 din 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la articolul 4 alineatul 1, litera A și C din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 95 din 2021. În temeiul articolului 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție, înființarea sistemului public de alimentare cu apă în localitatea Bărtășești, Comuna Ungureni, județul Bacău și înființarea sistemului public de canalizare a apelor uzate în localitatea Bărtășești, Comuna Ungureni, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Salini, aprobat prin OUG numărul 95 din 2021, anexă numărul 2 la prezenta hotărâre, având următori indicatori. Total general cu TVA 8.322.330,19, din care C plus M 5.882.666,23, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.367.964,50, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 32.070,50. Se propune aprobarea cofinanțării din bugetul local al Comunei Ungureni, județul Bacău, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin acest program. Vă mulțumesc! Discuții, dacă sunt, supunea la vot. Cine se pierde? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI a indicatorilor tehnico-economici inițial și actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizarea infrastructură rutieră în Comuna Ungureni, județul Bacău. Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni și raportul de avizare prin care se propune actualizarea devizului general și a indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție modernizarea infrastructură rutieră în Comuna Ungureni, județul Bacău. În temeiul articolului 129 alineatul 2 litera B, coroborat cu alineatul 4 litera D, articolul 139 alineatul 3 litera E, articolul 154 alineatul 1 și articolul 196 alineatul 1 litera A din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, propune aprobarea DALI, indicatorii tehnico-economici inițiali și actualizați și devizul general pentru obiectivul de investiții, motorizarea infrastructură rutieră în Comuna Ungureni, județul Bacău, astfel, valoarea totală inclusiv TVA, 10.876.760,13 lei, din care construcții plus montaj și C plus M, inclusiv TVA, 9.661.764,15 lei, conform anexei, parte integrală din prezentul proiect de hotărâre. Aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL după încheierea contractului de achiziție. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții, dacă nu, se punem la vot. Cine este pentru? Următorul punct.
Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului drumurilor care aparțin domeniul public al Comunei Ungureni, județul Bacău. Domnișoara secretară. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ungureni, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 12 din 1999 cu modificările și completările ulterioare și atestat în anexa numărul 84 la hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea 1, bunuri imobile, la numărul curent 160, Căminul Cultural, se modifică și se completează conform anexei la prezenta hotărâre, după cum urmează. Număr curent 160, codul de clasificare 162, denumirea bunului, Cămin Cultural Botești. Elementele de identificare, construcția administrativă și social-culturală Cămin Cultural Botești, situat în intravilanul localității Botești, strada Mihai Viteazu, numărul 37, imobil împrejmuit parțial cu gard de lemn și lemn-beton. Suprafață construită la sol, 171 de metri pătrați. Suprafață construită desfășurată, 171 de metri pătrați. Număr cadastral 60.007, C1, teren intravilan, localitatea Botești, curți construcții, suprafață teren 2.993 metri pătrați. Anul dobândirii și sau al dării în folosință, 1960. Valoarea de inventar în 1000 lei, 702,7. Situația juridică actuală. Carte funciară numărul 60.007 Ungureni, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor numărul 5475 din 21.10.2021 și autorizația de construire numărul 2 din 16.03.2020. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezente hotărâri se însărcinează primarul Comunei Ungureni prin compartimentele de specialitate. Inventarul astfel modificat și completat constituie anexă la statutul unității administrativ-teritoriale Comuna Ungureni și se va publica pe site-ul instituției la secțiunea dedicată acestuia, precum și în monitorul local. Mulțumesc! Discuții, dacă sunt, dacă nu o să punem la vot, cine este pentru? Următorul punct, proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere încheiat între OAT cu CMI, dr. Taban Ionisa Rodica. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 6 luni prin act adițional a contractului de închiriere numărul 1041 din 1.3.2019, încheiat între OAT Comuna Ungureni și Cabinet Medical Individual Dr. Taban Ioniță Rodica, conform anexei, care face parte integrată la prezenta hotărâre. Se împuternicește primarul Comunei Ungureni, domnul Vivire Vasile, să semneze actul adițional numărul 5 de modificare a contractului de închiriere numărul 1041 din 1.3.2019, prevăzut la articolul unui prezent a hotărârii. Mulțumesc! Dacă sunt discuții... Domnul Vivire, domnul Dragomir? Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot, cine se pentru? Unanimitate. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în cadrul Consiliului de Administrație a Școlii Ungureni, Gimnaziale Ungureni, pentru anul 2022-2023. Trebuie desemnați doi membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Ungureni. Vă rog dacă faceți nominalizări. A să fac eu propunerea. Domnul Dobraneș Mihai și domnul Durac Dumitru. Alte propuneri se spune la vot. Dacă mai sunt propuneri. Să punem la vot. Cine este pentru? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni în Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea Violenței, a faptelor de corupție și discriminări în mediul școlar și promovarea interculturalității în cadrul Școlii Gimnaziale Ungureni. Voi propunere, face... un membru. Da. Îl propun pe domnul Dobriț Costea. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Punctul următor. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ungureni. La fel, propunere. Propun pe domnul Moise Vasile.
Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu spunem la vot. Bine, putem? Următorul punct îl voi prezenta eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 15 din 2003 asupra frezei de până la 500 de metri pătrați în vederea construirii unei locuințe proprietate personală unui număr de 7 beneficiari. Beneficiarii sunt următorii. Stoica Ionuț, Giurcanu Denisa Sibana, Refugu Andra, Corciu Claudia Ionela, Pușcălar Gancuța Elena, Zerru Titu Ilie și Chiricea Cristina Silvia. Dacă sunteți de acord, supune la vot. Și următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.10.2022. Având în vedere adresa Companiei Regionale de Apă S.A. numărul 11.553 din 15.9.2022, înregistrată la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Ungureni cu numărul 6.428 din 22.9.2022, privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SC CRAB S.A. în data de 19.10.2022. Se propune Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarului în SC CRAB S.A. acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC CRAB S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 19.10.2022 la hotărârile prevăzute la punctul 1 și 2 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SC CRAB numărul 11.553 din 15.9.2022. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Ungureni, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în adunarea generală a acționarilor SC CRAB S.A. compartimentului care întocmește raportul, în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni, Companiei Regionale de Apă S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectului județului Bacău va fi făcută publică în condițiile legii. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot, când este tempul. Dăm cuvântul doamnei director pentru a prezenta raportul general privind starea și calitatea învățământului în cadrul școlii generale Ungureni pentru anul școlar 2021-2022. Mă rog. Mulțumesc. O să, dacă stau să citesc, ne prinde seara, o să vorbesc liber, doar o introducere să fac. Da, cred că m-au nu? Da, vreau să o zi mai bine. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza raporturilor responsabililor de comisii din unitate, precum și în baza datelor statistice disponibilizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada anului școlar 2021-2022. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor planului managerial, precum și planurilor de activități elaborate pe compartimente, comisii și catedre. La începutul anului școlar 2021-2022, Școala Gimnazială Ungureni a avut un număr de 54 de angajați, 41 cadre didactice de predare, 4 didactic auxiliar și 9 personal nedidactic. Personalul didactic de predare este calificat. După cum urmează, titulare, 26, 12 suplinitori calificați, un suplinitor calificat, în ceea ce privește gradele didactice, 9 cadre didactice cu gradul didactic 1, 8 grade didactic 2, definitiv 17, 4 debutanți.
Dacă mă opresc la numărul de elevi din școală, la începutul anului școlar 2021-2022, au fost înscriși, erau înscriși 482 de elevi. În ceea ce privește promovabilitatea, 95, între 92 și 95% pe școli. În ceea ce privește dezvoltarea profesională, sunt multe activități pe care, cursuri de formare pe care cadrele didactice le-au parcurs. Să vin cu câteva exemple, evaluarea formativă a literației timpului, Dobraniș Gabriela, sunt multe activități. Comunicare organizațională la nivelul instituției școlare, Lucu Eliza, Burcă Maria, educație inclusivă de calitate, facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu, program de formare pentru limba și literatura română, funcționarul Gabriela, curs online, folosește tabla interactivă, Rafael Andreea, arta povestirii, Turcu Alexandra, dezvoltarea creativității, Constantinescu Sorin, cum să faci în GDPR aleatul tău, Ciocoi la Virea, dezvoltare personală în școli, Ciurea Georgiana, structura unei povestiri care captează atenția de la început până la final, Tătarul Loredana, dialog social și negociere colectivă, instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă în educație, Rotaru Alexandra, Career Bus. S-a participat la simpozioane, conferințe, seminarii, sesiuni de comunicare, Turcu Alexandra, colectare selectivă și reciclare, Constantinescu Sorin, studiu privind dinamica timpului. Le citesc cu toate, sunt multe activități, cursuri de formare, Focșanarul Gabriela, conferință națională, Rotaru Alexandru, conferință... Deci, vă spuneți mai da. Poate l-a cuprins puțin, vă uitați dacă ai putin. Da. În ceea ce privește activității extracurriculare și extrașcolare, sunt multe activități și pe această latură și mulțumim doamnei Burcă Maria pentru raportul pe care mi l-a mânat pentru a face raportul general. Reacționa la Burcă Maria, eroi internetului, siguranță online pentru elevi, Banu Carina, 1 decembrie, ziua națională, deci toate evenimentele marcate, au fost marcate prin activități, cum ar fi ziua educației, săptămâna educației globale, sărbătoarea națională 1 decembrie, sărbătorile de iarnă, 15 ianuarie, 24 ianuarie. O să vorbesc liber de aici înainte, sunt multe activități, o să-l trimis și la Consiliul Local, scan semnat, la către primărie. Probleme s-au întâmpinat în ceea ce privește arhivarea documentelor. După cum știm, și la ora actuală lucrez la arhivare, s-au adunat toate documentele la Școala Mureni. Miercuri vine un domn specializat pentru arhivare. Mai nou am aflat că și în Școala Gârlani este arhivă. După cum se știe, arhiva se stă la școala cu PJ. Au fost diferite probleme, sper eu, ca împreună cu colegii care sunt cadre didactici competente și chiar mă ajută și la inspecția pe care am avut-o pe 6, cu sprijinul dumnealor, am reușit și am fost mai mult decât mă așteptam la înălțime. Deci, cadre didactice competente care mă ajută și cred eu că școala este pe drumul cel bun. Mulțumesc! Cu acestea, de care am început să-mi spun, să zic bună, să-mi spun.